Trei echipe de tineri talentați de la Colegiul Național Carmen Silva, Liceul Teoretic Nicolaus Lenau și Colegiul Național Bănățean au reprezentat Timișoara la competiția națională de robotică. Cei de la CSH, echipa Colegiului Național Carmen Silva, au ocupat prima treaptă a podiumului. Roboțelul care le-a adus victoria este construit de la zero de ei, la fel și codul utilizat, creat în totalitate de elevi. Operează autonom și poate executa o serie întreagă de comenzi. Joi au făcut o mică demonstrație la care l-au invitat și pe primarul Dominic Friț. Plin de entuziasm, tinerii au vorbi despre pasiunea care îi unește. Energia lor de a dreptul molipsitoare le-a dus tuturor un plus de încredere că viitorul aparține celor care își urmează visurile. Rezultatele sunt pe măsura pasiunii, iar echipa CSH va pleca în Statele Unite, fiind selectată să ia parte la concursul internațional de robotică. Le dorim mult succes lor și tuturor copiilor talentați din Timișoara. Transmit reprezentanții administrației locale.